PSD-ul a câștigat alegerile și, conform cu tumelor, și din țara și din alte țări, eu aveam dreptul legitim să solicit pentru mine funcția de prim-ministru în Guvernul României. În același timp, am ținut cont de două lucruri. De afirmațiile repetate ale președintelui României și, pe în plan principal, nu secundar, de o lege în vigoare. Pentru mine, legea nu reprezintă o chestiune secundară și nu vreau ca vreun mandat pe care l-aș fi putut începe eu să fie prin forțarea unei legi în vigoare. O condamnare nedreaptă și o lege profundă constituțională nu mi-au dat posibilitatea să solicit această demnitate pentru mine, deocamdată. Dar în același timp nici nu pot să uh, arunc de pe umeri o responsabilitate uriașă, dată de un vot popular uh, masiv. O răspundere care este a mea în primul rând. Am venit cu o soluție care sper să fie acceptată, să fie desemnată pentru a putea forma rapid un guvern, așa fel încât până la 15 ianuarie să uh, adoptăm bugetul cel mai târziu. Această propunere este Sevil Şaideh, a fost ministrul dezvoltării, am lucrat cu mine ani de zile, a lucrat cu mine nu numai Ministerul Dezvoltării, dar din poziția mea de viceprim-ministru am lucrat împreună la toate dosarele guvernamentale și cunoaște activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totală, iar prin această propunere din partea mea este și un mesaj puternic pe care îl transmit tuturor cetățenilor României că mi-asum întreaga responsabilitate pentru activitatea guvernamentală și pentru punerea în aplicare a acestui program de guvernare. N-am făcut un concurs de vedete. Nu va fi un guvern de vedete. Va fi un guvern de oameni care merg la treabă să muncească pentru români. Guvernul va avea un drum foarte bine stabilit. Nu trebuie să inventeze lucruri, nu trebuie să-și imaginează acum programe de guvernare, nu trebuie să găsească soluții în câteva zile. Este un program foarte bine articulat, pe care trebuie să-l ducă la îndeplinire.